școala, v-am mai explicat cu reabilitare școală și extindere, am ridicat pe proiectul PSICAP și nu s-a prezentat decât o singură firmă. A venit, a început bine, asta iarnă, chiar a început foarte bine și după aceea undeva s-a scurt-circuitat. Nu s-a scurt-circuitat datorită primăriei, pentru că noi nu avem niciun fel de datorie la societatea respectivă. Chiar în momentul când au lucrat și nu aveau bani cei de la Ministerul Dezvoltării, am decontat cu finanțarea noastră, le-am plătit-o noi separat. Când a început? A început în decembrie 2018. Și câte luni au lucrat? Legat? Legat, n-a lucrat decât două luni. Și apoi pauză cât? Și după aceea pauză, așa, au lucrat puțin în martie și din martie au mai venit o săptămână, două săptămâni în septembrie și atunci n-au mai venit deloc. În ce stadiu este proiectul? Jumătate? Cam 50%, aproape 50%. Cum merge cu școala? Greu, foarte greu. Ce stadiu e acum? Păi am ajuns la placă. Noi am venit și noi o cofinanțare de 200.000 de lei, aproximativ 200.000 de lei. Am din banii noștri ai Consiliului Local, i-am dat constructorului, a ajuns până la faza în care vedeți și dumneavoastră cum e. Și acum sperăm că până la sfârșitul anului să terminăm lucrarea. Dacă ar fi fost o firmă serioasă, mai mult de o lună jumate n-ar avea ce să lucreze la școală. Doamne, aș vrea să facem să pot să prind și canalizarea, să putem să o implementăm cum ar trebui să implementeze. Să putem să dăm drumul întâi la canalizare și după aceea imediat să dăm, după 2-3 luni de zile, să putem să implementăm celălalt proiect pe drumuri. Așa e normal să facem. Să facem canalizare după aceea drumurile. Dar să vedem, poate, am mai spus, zilele următoare, sigur semnez contractul cu FDI-ul. Acum, ce o să întâmple cu Fondul Național de Investiții, rămâne de văzut. Păsăimeni, aici unde e primăria, Păsăimeni va fi în totalitate. Păsăimeni mici se va construi cam 80% canalizare. Problema este pe Dunărea, unde se va construi canalizarea cam 40%, pentru că acolo, în momentul în care am făcut SF-ul, era proiectul pe măsura 7-2 și nu puteam să stricăm străzile care urma să fie făcute pe bani europeni. Și de aceea nici nu n-am proiectat canalizarea pe toate străzile. Toate străzile care au fost prinse pe măsura 7-2 și sunt pe proiectul de asfaltare, acelea nu sunt prevăzute cu canalizare, pentru că sunt niște condiții care sunt greu de îndeplinit. Adică în momentul în care se termină lucrarea, 5 ani de zile n-ai voie să intervii, e mai greu acolo. Canalizare, da? E un alt proiect pe care îl aveți în implementare. Da, canalizarea am depus la Fondul de Dezvoltare și Investiții. Ne-a aprobat un proiect de 10,5 km de canalizare în fiecare localitate, Seimeni Mici, Seimeni și Dunărea. Avem și un proiect de asfaltare. Cu asfaltarea am semnat săptămâna trecută și acum așteptăm să ne cheme semnăm și cu canalizarea și din primăvară o să scoatem la licitație ambele lucrări și din primăvară sperăm să începem și lucru. Sperăm că începeți cu canalizarea întâi. Da, normal, așa ne dorim și noi, că nu... prima dată canalizarea și după aceea asfaltarea imediat. S-ar putea să se întâmple și altfel? Eu zic că nu. Nu aș vrea, vă dați seama că nu e normal să vii să torni asfalt și după aceea să spargi, să pui bași canalizare. Sunt proiecte scumpe, în valoare totală de... Păi canalizarea 16 milioane și asfaltarea 12 milioane. Viitorul sună bine. Să vedem cine o să-l implementeze. Sper să apuc să pot implementa măcar 50% din proiectele pe care le-am realizat.